Doamne ajută, iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale. Continuăm, nu? Să învățăm, pentru că, până la urmă, asta ne este menirea. În fiecare zi să învățăm câte ceva, să ne inspirăm în fiecare zi de la cei de Dumnezeu inspirați, cum este și Sfântul Paisie Aghioritul, care, iată, în fiecare zi ne dă de gândit, ne dă de meditat. Căutăm, Doamne ajută, să fim din ce în ce mai profunzi, mai serioși, mai fugind de superficialitate. Chiar dacă unele din subiecte par ușor cuiți de particularitate, ele sunt semințe care rămân acolo și care, la nevoie, cu siguranță vor încolți ceva de folos. Povestește părintele la un moment dat așa. Pe semne a avut o experiență urâtă cu turcii și zice: turcii sunt un popor barbar, cei cu care a intrat el în contact, pentru că eu cunosc și turci care sunt oameni de valoare, oameni cu minți, oameni frumoși. Atunci când îi jungheau pe armeni, da, uite motiv, timp de 3 zile întreg orașul a mirosit. Ca un abator, grecii erau închiși în casele lor și nu îndrăznea nimeni să iasă în drum, căci turcii strigau și omorau. Și aceasta a ținut 3 zile întregi. Cine a făcut aceasta, părinte? Armata turcă? Nu numai armata, ci și oamenii de rând, chiar și bătrânii. Vezi, celălalt mergea și junghea pe vecinul său cu care trăise alături atâția ani. Popor barbar, au făcut multe rele și de aceea vor plăti. Vor acționa legile duhovnicești. Coliva, cu ghilimele scris, le este pregătită deja. Oamenii mici de statură, de obicei, sunt mânioși. Au un temperament energic. Iată, de exemplu, părintele N, delicat, nu dă numele tot, atunci când se enervează, dacă s-ar putea, n-ar arunca pe toți în mare. O astfel de pornire lăuntrică are în el. Dar să știți că aceasta este lăsată de Dumnezeu. Le dă această energie sufletească celor mici la trup ca să se poată descurca în viață, în timp ce cei înalți și puternici cu trupul au o blândețe firească în lăuntrul lor și nu se aprind ușor. Și pe aceasta a lăsat-o Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi fost sălbatici și brutali, cine ar fi îndrăznit să se apropie de ei? Dacă așa mari și puternici la trup cum sunt, te temi de ei. Dar aminte să mai ai și mânie. Da, acest lucru se verifică foarte ușor în realitate, pentru că vedem acest echilibru în viața de zi cu zi pe care Dumnezeu l-a dat la dispoziție oamenilor. În schimb, Doamne, 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 în schimb, ce se întâmplă la dispoziția omului este a se echilibra pe sine. Pentru că dacă blândețea ta este excesivă, deși nu e ceva greșit numai decât, s-ar putea ca ceilalți să nu prețuiască și să profite de o manieră urâtă de ceea ce tu, ca virtute, trăiești și practici. Pe când celălalt, dacă este excesiv de vivace, s-ar putea să se izoleze pe sine. S-ar putea să nu fie plăcut și ușor, ușor marginalizat.
Există, iată, dezechilibre sociale create de dezechilibre lăuntrice. Motiv pentru care, cum spuneam puțin mai devreme, fiecare dintre noi trebuie să fim responsabili și atenți cum gestionăm simțirea noastră. Să știm să avem și blândețe, și severitate, mai multă severitate, de fapt, cu noi și mai multă blândețe cu ceilalți. Dar să avem în vedere, de fapt, ca să putem ajunge la un echilibru, ce poate să ne dea aceasta? Pacea. Dacă avem în vedere pacea și lăuntrică și între noi, atunci cu siguranță vom dobândi o pace a tuturor și cu Dumnezeu. Dacă le spui ceva francezilor, aceștia imediat primesc. Da, îți spun la toate. Bre, m-am minunat de buna lor dispoziție. Imediat au înțeles și l-au primit pe Hristos. Dar ce s-a întâmplat cu ei? După puțină vreme au uitat cele învățate și au primit ceva nou. Mai târziu au găsit altceva mai nou. Și astfel mereu le schimbă, căci primesc ușor. Dar și uită ușor. Germanii sunt foarte închiși. Te scot din sărite până primesc ceva, până înțeleg ceva. Dar odată ce primesc mesajul, nu-l mai leapădă. Sau nu-l leapădă ușor. Aceasta este mintea germană. Ne plimbă puțin Sfântul Paisie, iată, prin Europa, turcii, francezii, nemții. De la fiecare, dacă vrem, putem învăța câte ceva. Învățăm să nu ne punem în cap pe cel agitat. Învățăm să avem cumpănire cu cei foarte voluntari și să avem răbdare cu cei încăpățânați. Cândva cunoscusem un om foarte, foarte bun și sensibil. Dacă poți să-ți închipui așa ceva, nici în mănăstire nu venea să fie găzduit pentru a nu îngreuna pe călugări. Pe atunci eram arhondar, responsabil cu arhondaricul, clădirea sau corpul de clădire pus la dispoziție de o mănăstire pentru a caza pe pelerini la schitul Ivirului. Într-o amiază ies o clipă pe balcon și văd pe cineva că se întinde pe pietre. Pre, ce face acesta acolo? M-am neliniștit și m-am dus să văd ce-i cu el. Ce face aici, binecuvântatule? De ce nu vin în mănăstire să fii găzduit? Nu, nu, sunt bine și aici. Nu te necăji, părinte. Eu îl silam să vină, dar acela nu voia, ci îmi spunea. Părinții priveghează toată noaptea, se ostenesc, postesc și tocmai la amiază, când ei vor să se odihnească puțin, eu să merg să le stric liniștea. Nu este potrivit. Ai văzut gândurile bune pe care le avea acela? Aceasta arată sănătatea sufletească și duhovnicească. În timp ce alții vin cu pretenția ca să-i slujești și având numai gânduri rele, te mai și judecă. În cele din urmă l-am convins, l-am luat la mănăstire, ne-am cunoscut mai îndeaproape și astfel am devenit prieteni. Ascultă să vezi ce făcea acest om. A rămas orfan de mic copil. De aceea nu și-a cunoscut părinții. A crescut la orfelinat și când s-a mărit, a început să lucreze ca hamal în portul din Tesalonic. Apoi s-a căsătorit și s-a bucurat mult de aceasta pentru că a aflat
ce îi lipsea, adică familia. Pe socrii lui îi iubea ca pe proprii săi părinți și de aceea și-a cumpărat o casă lângă ei. Și atât de mult îi prețuia, încât atunci când înceta munca, mai întâi trecea pe la socrii ca să-i heretisească puțin și să vadă ce au nevoie și apoi să meargă acasă. Iată un cuvânt apropiat limbii române. Să-i bucure, de fapt. Era și foarte evlavios și spunea mereu rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Căra și se ruga. Dar îl mâhnea faptul că socrii lui nu credeau. Pe lângă aceasta, socrul său mai și înjura de cele sfinte și acest lucru îl amăra și mai mult. De aceea îl ruga pe Dumnezeu ca să nu-l ia din această viață mai înainte de a se pocăi. M-a rugat și pe mine să fac rugăciune pentru el. Odată s-a îmbolnăvit socrul său și l-au dus la spitalul Ahepa. Într-o zi, după încetarea lucrului, ginerele a mers direct la spital, fără să mai treacă pe acasă. Îl căuta pe socrul său, dar nu-l găsește în salon. Întreabă despre el și se spune că a murit și a fost dus jos la morgă. Această veste a venit ca un trăsnet. Dumnezeul meu, de ce l-ai luat, că nu era pregătit și nu apucase să se pocăiască? De ce, Dumnezeul meu, se tânguia acela. Apoi i-a trecut prin minte gândul: ce lucru greu este pentru Dumnezeu ca să-l aducă înapoi. Și a început să se roage cu durere din adâncul inimii pentru socrul său. Apoi a pogorât la morgă, unde l-a găsit pe socrul său înghețat. Îl prinde de mână și spune: hai, scoală, scoală să mergem acasă. Atunci mortul a înviat, s-a ridicat și l-a urmat. Cu adevărat, părinte, s-a întâmplat aceasta? L-am întrebat uluit autorul cărții pe părintele. Da, bre, cu adevărat. Încă mai trăiește acest om? Nu. Acum este mort. După învierea lui, a mai trăit câțiva ani, s-a pocăit și a devenit bun ca un mielușel, după care Hristos l-a luat la rai. Am rămas uimit. Se mai întâmplă în zilele noastre astfel de lucruri? Am întrebat și cu mai multă mirare. Ai văzut? Și era numai Mirean. Însă avea multă simplitate și o credință adâncă și o iubire puternică pentru socru. Oare Hristos nu spune că cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face? De aceea să ne pară nouă ciudat. Oare Hristos nu a înviat din morți pe Lazar, pe fiul văduvei, pe fiica lui Iair? Oare apostolii nu înviau morții? În viețile sfinților nu citim despre atâtea și atâtea întâmplări de acest fel? De ce să ni se pară ciudat? Îndrăznesc să spun un lucru, pentru că noi ne-am făcut ciudați. Pentru că noi suntem nefirești în necredința și în iubirea noastră. Asta e diferența dintre noi și acest hamal. Credința lui era curată, puternică. Se ruga neîncetat. Pe măsură ce se ruga și muncea, căra și se ruga, ne spunea Părintele Paisie despre acela. Legătura sa a devenit cu Hristos din ce în ce mai puternică.
din ce în ce mai puternică era Hristos prezent în viața lui, pentru că el i-a cerut și i-a dat voie lui Hristos, i-a deschis ușa inimii. De aceea a îndrăznit mai mult pentru iubirea pe care avea pentru socru, mai mult, nu din vreo mândrie a cerut, ci din iubire pentru un suflet pe care el, ca om iubindu-l, știa că și Hristos îl iubește, dar Hristos nu acționează decât atunci când i se cere. Dacă omul în cauză nu a cerut pentru sine, atunci un altul, iată, cinerele, a cerut pentru sine. Și dacă vrem, putem să înțelegem aceasta și pentru că avem, de fapt, temei scripturistic. În Scriptură vedem cum un slăbănog care nu putea el să ceară ajutor de la Hristos, nu putea să meargă la Hristos, nu putea să-și manifeste în vreun fel credința. Și atunci nici noi nu putem să știm dacă și câtă credință avea. Acesta, slăbănogul, este luat pe pat, purtat de 4 prieteni ai săi către Hristos. Se ostenesc aceștia foarte mult pentru că nu puteau oricum ajunge la Hristosul care era în casă, casa plină de oameni, nici pe locul din fața ușii nu mai era unde să stai. Au găsit, nu pentru ei, ci pentru iubitul lor prieten slăbănogul, soluția, urcându-l pe casă, desfăcând acoperișul și coborându-l astfel prin spărtura din acoperiș în fața Mântuitorului Hristos, care, iată, pentru credința și dragostea celor patru, îl vindecă pe slăbănog. Așadar, ce învățăm? Învățăm că oricât de mult ar fi slăbănogit și deformat cel de lângă noi, noi trebuie să-l iubim și să nu-l judecăm. Hamalul în cauză îi părea rău pentru socru, nu îl judeca și îl osândea. Știți că astăzi mulți dintre creștini care caută să facă cele de folos sufletului lor și pe placul bunului Dumnezeu, ei se străduiesc, țin post, se roagă, nu înjură, merg duminică de duminică la biserică, se spovedesc cât se poate de des, se împărtășesc regulat și uite așa, caută să lucreze spre mântuire. Însă atunci când soțul sau soția, după caz, copilul, fata, mama sau socrul, apropiatul sau depărtatul, omul de lângă el, aproapele său, face vreun păcat, cât de mic sau cât de mare, înjură, hulește ca acesta, îl judecă și îl osândește în mintea lui că nu e credincios, că face lucrul diavolului și uite așa, doar văzând greșeala fratelui, iubindu-l pe acela, să se roage pentru el, l-ar putea salva. L-ar putea cu siguranță salva. Sunt câteva condiții. De fapt, asta spunem ca preoții. De fiecare dată, majorității dintre oamenii care vin la spovediți, care au, din păcate, această problemă. Toți când vin să se spovedească, încearcă să se spovedească pe ei, dar și pe alții. Pentru că văd la ceilalți greșelile lor, greșeli care pe ei îi nemulțumesc. Uite, soțul fumează peste măsură, soțul bea, soțul nu mă mai iubește, soțul mă părăsește. Uite, soția țipă, nu gătește, nu are grijă de mine, vrea să mă părăsească. Mă rog, după caz, părinte, copilul nu mai stă acasă. Vrea să plece, este nemulțumit, s-a apucat de fumat, de droguri, de băut, de fel de fel de lucruri. Avem cu toții, iată, și temei scripturistic și din viețile sfinților și din viețile oamenilor plăcuți lui Hristos, soluția. În primul rând,
să ne rugăm, să credem că ceea ce cerem Dumnezeu va înfăptui și atunci vom primi ceea ce cerem și să iertăm. De fapt, nici nu trebuie să iertăm, că nu ni se greșește. Până într-acolo ar trebui să mergem cu iertarea, să nu avem pentru ce. Adică să nu judecăm, să nu osândim. Atunci e desăvârșit și fin totul. Astfel, ne judecând sau iertând din adâncul inimii și ne ținând minte vreun rău făcut de cineva nouă, mai cu seamă de cel pentru care ne rugăm, atunci Dumnezeu lucrează. Părinte, ce să fac? Că fata mea a plecat de acasă. Roagă-te și ai răbdare. Dar roagă-te fără să o judeci. Să o iubești ca o mamă ce ești și Dumnezeu ți-o aduce înapoi. Păi vreau să las un pomennic de 40 de zile, să-mi citești o rugăciune. Da, mamă, cu toată dragostea. Ne vom ruga, dar asta e dumneata de făcut. Noi facem asta ca preoți. Dar trebuie și dumneata să faci lucrul acesta. Dacă noi ca preoți ne rugăm, iar tu ești supărată și o judeci că face și că dă ce nu știu ce, nu e bine ce faci. Dar dacă o judeci, o osândești, ți-ai alungat iubirea, temeiul rugăciunii cele curate, și atunci tu ești cel care împiedici pe Hristos. Înțelegând omul acest lucru, care din păcate pare a fi din ce în ce mai greu de înfăptuit, punându-l în aplicare, vede de fapt cât este de simplu, de ușor și de eficace. Asta ar fi soluția la mai toate problemele. Rugăciunea, răbdarea, iertarea, smerenia. Când mergeam cu avionul în Australia, a venit stewardesa și ne-a oferit caramele. Am luat una. Thank you, îmi spune. Adică îmi mulțumea că am primit caramea pe care mi-a oferit-o. Pre, îmi spun. Aceștia au un trecut, chiar și pe Sfântul Isaac, în sensibilitate și finețe. Într-o zi mergeam pe drum să văd lume adunată într-un loc. M-am dus și eu să văd ce se întâmplase. Un cățeluș, sărmanul, fusese lovit de o mașină și lumea se adunase împrejur ca să-l ajute. Unul dădea telefon, altul să dea alt ajutor. M-am minunat de atâta sensibilitate și interes. Apoi, după câteva zile, am ieșit iarăși și așa cum mergeam pe drum, văd un om căzut în șanț care gemea. Era un muncitor care căzuse de pe o schelă și se pare că își rupsese coloana. Dar nimeni nu se interesa de el. Trecătorii aruncau cu indiferență către o privire și apoi plecau, gândind în sinea lor: nu sunt eu răspunzător pentru aceasta. Lasă să vină ambulanța să-l ia. Se va îngriji statul de el. Mai bine să nu mă întorc în treaba aceasta și apoi să mă tărească și la tribunale și ca martor. Eram gata să explodez. Câtă indiferență pentru aproapele. Se mai vorbesc apoi și despre civilizație și noblețe. Vezi, europenii nu au numai o noblețe exterioară. Și aceasta de nevoie, ca să nu se omoare între ei, inimi reci. În timp ce noi grecii avem mărire de suflet, chiar dacă
nu avem mare noblețe. Și să vezi ce mai fac încă sâmbăta și duminica, beau bere până se îmbată. Se urcă apoi în jeepuri cu carabinele și ies în deșert la vânătoare, adică să omoare vreun aborigen. Indienii din Australia care trăiesc în triburi în deșert, asemănător cu indienii din America. Cum, părintele, ucid oameni? Am întrebat cu repulsie. Da, fiul meu, așa fac. Apoi îți spun că sunt popoare civilizate. Ce să mai spui? Aceasta este civilizația lor, o civilizație fără de Dumnezeu, pe care se dorește să fie implementată peste tot. O civilizație de fațadă. Avem grijă de căței, de pisici, de toate animalele, dar de om. Și mai mult, de sufletul omului. Nu. Ce e treaba mea? Dar nu-mi bag nasul. Bagă-ți nasul, dar cum trebuie. Pentru asta trebuie să-ți pese. Trebuie să ai iubire. Trebuie să ai toate cele la dispoziție. În primul rând, smerenie și nejudecat. Vedeți cum s-a dus societatea? Zice, nu mă ating de el, ca nu cumva după aia statul să mă cheme și pe mine la judecată, martor, că sigur e o problemă cu acel om și se va ajunge și așa. Comoditatea. Dar dacă cel din șanț ar fi el sau copilul său, nu l-ar durea aflând că au trecut mulți pe lângă el și că l-a tratat cu indiferență? Asta ar putea scurtcircuita puțin și ar putea da omului o gândire. Să privim pe aproapele cu adevărat ca pe un aproape. Și atunci ne mai reparăm puțin. Să luăm aminte, să ne fie de folos. Doamne ajută, iubiți credincioși.